În numele Tatălui și al Sfântului Duh, amin. Predică la Duminica Pascua a Sfântului și Marele Post, a Sfântului Ioan Scăraru și a Sfântului Rafa din Alcenica, Sfântul ce sunt Sfinte Mănăstiri. Despre Hristă și Îndoiala binecuvintează prea cu Sfânte Stare, ca să vorbesc. Am inimit credincioși. Să înțelegem că alta este credința tare, deplină, și alta este credința îndoielnică și puțină. Din credința dreaptă și deplină omul poate, dar Dumnezeu să facă minuni și să dobândească fericirea vremelnică și veșnică. Credința deplină sau desăvârșită este credința propovedită de Biserica Ortodoxă, mărturisită prin, pe scurt, în simbolul credinței, crezul. Această sfântă și dreaptă credință, împreună cu lucrarea faptelor bune, cu scopul de a plăcea numai lui Dumnezeu, îi aduce omului mântirea sufletului. Să știți, frații mei, că sunt multe feluri de credințe pe pământ, că nu aduc mântuirea sufletului, ci și la pierzare îl duc. Așa sunt credințele păgâne, credințele strâmbe și ale celor care cred în vrăji, în desfântece și în fermecătorii, în visuri și vedenii false și alte multe feluri de credințe străine de adevăr, care duc la pierzare pe cei înșelați de ele. Numai credința cea deplină și dreaptă pe care o mărturisește și o propovăduiește, Biserica Ortodoxă este mântuitoare, fiind întemeiată pe Sfânta Scriptură, ce Sfânta Tradiție Apostolică și Patristică. Ea are temelie neclintită pe Hristos, piatra cea din capul unghiului, Sfinții Dumnezeiești Părinți, ca și Sfinții Apostoli au fost cei mai mari apărători de credințe la cele 7 sinoade ecumenice, la cele locale. Prin învățăturile lor scrise ne-au lăsat luminate căile mântuirii, care duc la Hristos numai după dreptarul credinței ortodoxe. Când pe Sfânt Vasile cel Mare îl îndemna, guvernatorul modest să primească unirea cu erezia lui Aria, atunci marele ierarh i-a zis: nu! Biserica a primit învățătura sa de la Hristos Dumnezeu, și această învățătură eu sunt dator să o apăr chiar cu prețul vieții mele. De aceea, nu voi îngădui să se lase la o parte sau să se schimbe nici măcar un cuvânt, nici măcar o silabă din această dumnezească predanie, ci ca un paznic rânduit de Dumnezeu prin har, voi sta aici credincios și neclintit de apostolul meu. Chiar dacă voi plăti această potrivire cu viața mea, eu nu voi înceta de a apăra tezaurul cel neprețuit al credinței contra tuturor vătămăturilor ce vin de la necredincioși și eretici. Adevărurile drepte credințe au fost păstrate în totalitatea și curăția lor cu multe jertfe omenești și cu mari valuri de sânge creștin. Când milioane de oameni, bărbați și femei, copii, tineri și bătrâni, învățați și filosofi, din primele viacuri ale creștinismului și-au dat viața pentru învățătura creștină, pentru a ne lăsa moștenire curată în Iisus Hristos, nimeni dintre creștinii zilele noastre n-are dreptul să strice frumusețea, podoaba de credințe, având în ea adevărul. Toți care vor face unele schimbări cu cuvintele Sfinte Scripturi și ale Sfintei Tradiții, nu vor avea parte de Hristos și nu vor moșteni împreună cu Sfinții Lui cerească împărăție. Credința de plină și tare este cea care se lucrează prin dragoste, adică cea care este urmată de fapte bune. Iar credința care este risită de dragoste, adică de fapte bune, este zadarnică și nefolositoare. Aceasta ne arată Sfântul Apostol Pavel zicând: dar de a-și avea darul prorociei și orice știință și de-aș avea toată credința încât să pot muta și munții, dar dragoste nu am, nimic nu sunt. Încă să știm, fraților, că dreapta noastră credință este de plină și tare, care lucrează prin fapte bune, trebuie să fie statornică până la ultima noastră suflare. În această privință avem mii și milioane de pilde lăsate nouă de Sfinții lui Dumnezeu, care l-au mărturisit și pentru dragostea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și-au pus sufletele lor
pentru Evanghelie, răbdăm până la moarte în fricoșătoare chinuri. Pentru a deveni, acest lucru este despre credința aceasta tonică a Sfinților lui Dumnezeu, vă aduce câteva exemple din viața bisericii. Primul exemplu de jertfă totală pentru mântuirea lumii și pentru propovederea Sfintei Evanghelie pe pământ a fost însuși Domnul nostru, Iisus Hristos. El ne-a descoperit adevărul veșnice ale drepte credințe. El ne-a învățat cum să credem în adevăratul Dumnezeu cel închinat și părit în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Hristos, Iisus lumii, ne-a descoperit că Duhul Sfânt urcede de la Tatăl și din atribuie pe pământ ca Mângâietor și Domnul al vieții. El a sfințit pe Fecioara Maria pentru parea sa și ne-a încredințat tuturor că ca născătoare de Dumnezeu și mamă, zicându-i, iată fiul tău. În fiind dubitul său ucenic Ioan Evanghelistul, că i-a spus, iată mama ta. Ne-a făcut fie dreaptă credința, plină de Duh, de puterea avut dintre oameni, cel mai mult, Maica Domnului, ședintii rugătoare pentru noi toți, înaintea Preasfintei Treimi. Ea a crezut în cuvintele Arhanghelului Gabriel și prin el a primit să nască cu trup pe Hristos când a spus, mie, după cuvântul tău. Dar ce vom spune de Marea Credință a Sfinților Apostoli? Oare nu i-au semănat de-a pe credință și Evanghelia în toată lumea? Nu au săpătut de ea să ia Europa și Africa. Vestind venirea Mântuitorului în lume și apropierea împărăției celor nu au răbdat ei atâta prigonire și temniță și moarte martinică pentru Hristos și pentru Evanghelie. Nu au vindecat pe bolnavi, tot felul de suferinți, puterea credinței, chemând numele lui Hristos. Nu au dărâmat ei ca piștii zdorești și în locul lor au înălțat biserici creștine. Astfel, ce vom vorbi de credința plină de râvnă a lui Petru, căruia i-a spus Hristos, amin zic ție. Deci Petru și pe această piatră, măite mea, biserica mea și porțile iadului, nu vor vine. Oare nu a fost răstignit pe cruce cu capul în jos pentru dragostea lui Hristos? Ce vom zice de credința apostolului Pavel gura lui Hristos? El a făcut mântuitorul din tiran și persecutor apostol al neamurilor și martiri. Deci, cum vom lăuda credința de foc al Sfântului Pavel, dragostea lui pentru mântuirea păgânilor și a evreilor, curajul și bărbăția lui, înțelepciunea lui și răbdarea lui, bătăile, tenița și lanțurile pe care le-a suferit el pentru Evanghelie, îmbrănicindu-se, se fie înălțat de Duhul Sfânt până la al treilea cer. Oare nu el a spus că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi răpitori, eretici, care nu vor cruța turma? Cine poate spune cu câtă dragoste și fierbinte credință au slujit apostolii pe Hristos și Evanghelia lui? Sau cine știe câte bătăi și torturi și lanțuri au pătimit pentru Hristos Sfinții Mucenici? Căci cu cât îi chinuiau păgânii mai mult, ei mai tari, se făceau în credință și primeau bucurie să moară pentru Hristos, decât să se lepede de El. Cine știe dintre muritori numărul și numele tuturor Sfinților din Dumnezeu? Și cine poate lăuda după vrednicie credința lor, dragostea lor, vederea lor, bărbăția lor și sfințenia cu care au trăit Evanghelia și au împlinit poruncele lui Dumnezeu? Oare nu ei credeau în Hristos mai cu buzele sau pentru răsplată? Sau slujeau biserica pentru ranguri? Sau mărturiseau Evanghelia Învierii pentru bani și daruri? Nu, niciodată! Sau se temeau de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Sau se certau pentru utilitate? Sau se părau unii pe alții? Sau urmăreau averi și scopul pământești în biserica sa? Sau se îndoiau în credință și schimbau după plac și după mintea lor învățătorii Evangheliei cum fac sectele de azi? Nu! Ci credința lor dreaptă, statonică în Dumnezeu, era tare ca fierul, fețele și inimile lor se luceau ca păstrele de lumina Duhului pentru sfințenia vieții lor, mâinile lor nu oboseau să dea milostenie picioarelor, nu conteneau să alerge la biserici, la vestirea Evangheliei. Urmele lor nu încetau să se roage lui Dumnezeu, iar sufletele lor albe ca zăpada, așteptau cu bucurie dezlegarea de trup și unirea în cer cu Hristos. Aceeași credință tare, până la jertfă și viață îngerească, au dus pe pământ toți sfinții și cuvioși și părinți ai bisericii ortodoxe. Ei cu rugăciunea și credința lor făceau multe minuni, cu lacrimile lor, sfințeau pustiuri și mănăstirile, cu inima lor, odinau pe Dumnezeu, dar cu înțelepciunea și sfaturile lor,
scriau prea de folos, apărau dreapta credință în lume, îmbăteau pe eretici și îndoneau pe diavol dintre oameni. De aceea sunt trecut ca sfinți în calendar, le cerem ajutorul. Ce putem spune de părinții și înaintașii noștri care au păstrat toată sfințenie și tărie credința ortodoxă pe pământul țării noastre? Să amintim de mare domn al Moldovei, Sfântul Ștefan cel Mare, care a păstrat ortodoxia aproape o jumătate de secol și a înălțat 48 de biserici și mănăstiri. Să pomenim și pe Sfântul Martir Constantin Brâncovian, cu cei patru fii ai săi, care și-au vărsat sânge pentru Hristos de departe de țară. Să amintim și pe ierarhii mărturisitori și apărători ai drepte credințe în Transilvania și pe sihaștri și cuvioși și sfinți care s-au nevuit în Carpați, în pădurile și mănăstirile noastre. Nu putem uita nici pe bunii noștri părinți, sărați credincioși de la sate, oare cât erau mai credincioși decât ei. Și se rugau mai cu credință și cu lacrimi ca ei, țăranii și mamele noastre blânde și vlavioase de prin sate. Toate acestea le-am spus frații mei, ca să ne dăm seama că și în țara noastră, credința Dumnezeu a avut dintotdeauna bărbați, sfinți, creitori adevărați în Hristos și apărători drepte ai credinței ortodoxe, curate împotriva tuturor sectelor și acelor doilnici și stabili credința. Iubiți credincioși, împotriva credinței adevărate și puternice Dumnezeu, de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism, s-au ridicat tot felul de obstacole, ispite și neghine, cum le numește Iisus Hristos în pildele sale. Și care au fost acestea? La începutul creștinismului s-au ridicat creștinii iudaizanți, care voiau să amestece credința curată în Hristos cu practicile religioase ale legii vechi. Apoi s-au ridicat împotriva credinței promovute de Mântuitorul de apostol, împărați păgâni romani, care prin grele persecuții sângeroase căutau să întoarcă pe creștini din nou la idolatrie. Din secolul IV, diavolul a ridicat împotriva credinței apostolice tot felul de resuri, secte și curente filosofice păgâne cu arianismul, nestorianismul, monofizismul, monotelismul, iconoclasmul, gnosticismul, manichismul, montanismul și multe altele. Mai târziu s-au ridicat reformiștii luterani, calvinii, husiții și sectele mai noi din zilele noastre. Toate acestea au urmărit slăbirea dreptei credințe și convertirea ortodoxilor la eresul lor. Unii au reușit mai mult, alții mai puțin, în scopul lor proselitist, diabolic, de fărămințarea Bisericii lui Hristos, iar alții au dispărut fără urme. Corabia Bisericii lui Hristos merge mai departe pe marea vieții, dar diavolul nu încetează să o atace cu noi și noi arme și ispite. Cea mai puternică armă după secte este necredința în Dumnezeu, care, luând locul păgânismului, încearcă să slăbească credința tare și curată în Dumnezeu. Însă jertfa păstorilor noi devotați ai bisericii, scrierile sfinților părinți și rugăciunile călugărilor și ale credincioșilor au slăbit atacul necredincioșilor. Atunci diavolul a inventat o nouă armă împotriva credinței vii. Lucrare în Hristos, anume îndoiala. Creștinii îndoielici sunt din ce în ce mai numeroși. Ei cred în Dumnezeu, dar se îndoiesc și de viața veșnică, și de puterea rugăciunii, și de harul lui. Se roagă, dar cu îndoială. Cum s-a rugat și tatăl copilului bolnav din Evanghelia de astăzi? Creștinii îndoielici merg la biserică numai că nu sunt bolnavi, când au dușmani, necazuri sau examene. În rest, spun că n-au timp, că se pot ruga și acasă sau că se roagă preoții pentru ei. Aceștia se îndoiesc și de viața veșnică, și de puterea rugăciunii, și de harul preoției, și de sfințenia Sfintei Împărtășani. Duhul îndoielii este un diavol cumplit care chiune pe mulți credincioși și aruncă în deznădejde, în gânduri negre, în secte, în sinucidere. Că și creștinii care se duc la secte, tot din cauza îndoielii în credință o fac. De aceea îndoielnicii și sectanții sunt mereu tulburați, îngândurați, gata oricând, se ceartă și chiar de răzbunare. O imagine clară a îndoielii noastre în credință o prezintă Evanghelia de astăzi. Un tată
Și a dus copilul îndrăcit ca să-l vindece Hristos. Mai întâi a cerut să-l vindece ucenicii săi, dar n-au putut. Apoi, căzând la piciorul lui Hristos, i-a spus durerea și l-a rugat să-i vindece copilul. Dar Mântuitorul întârzia să facă minunea. De ce? Din cauza necredinței tatălui copilului. Iată cum se ruga. Doamne, de poți ceva, ajută-ne nouă, fiindu-ți milă de noi. Atunci Hristos i-a răspuns, de poți crede. Toate sunt cu putință celui credincios. Tatăl copilului a păsat de boala fiului său, a strigat cum la crede. Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele. Atunci, îndată, Hristos a izgonit Duhul rău din copil și l-a vindecat. Oare câți dintre creștinii noștri nu cârtesc înaintea lui Dumnezeu când sunt în suferință și necaz? Când nu vin la biserică, se roagă mai mult din interese pământești, zicând cam aceleași cuvinte îndoielnice. Doamne, dacă ești bun, ajută-mi. Doamne, dacă m-ai iertat, miluiește-mă. Doamne, dacă poți să și vrei, vindecă-mă și pedesește pe vrăjmașii mei. Ora aceasta nu este rugăciune primită de Dumnezeu. Iubiți credincioși, dacă vrem să ne mântuim, să fim miluiți de Hristos, să avem credință tare, vie curată, statornică, dacă nu ne aude repede Dumnezeu, sau ne răspunde ca omul din Evanghelia de azi, de poți crede, toate sunt cu putință celor credincios. Să avem credință puternică și toate le vom dobândi. Îndoiala în credință a adus lumea aici, la marginea părupasiei, îndoiala în credință a creat atâtea secte și a adus dezbinarea în biserică, în familie și peste tot. Cum ne putem întări în credință ca să scăpăm de îndoială, de cumplitele urmării? Numai prin rugăciune și post, prin deasă spovedanie și părtășire și prin citirea cărților sfinte. Căci așa a răspuns Mântuitorul ucenicilor săi care l-au întrebat, pentru ce noi n-am putut să-l scoatem? Pentru puțina voastră credință. Acest neam de diavol cu nimic nu poate fi scos fără numai cu rugăciune și cu post. Vedeți ce ne răspunde Hristos? Vedeți puterea rugăciunii ajutată de post? Vedeți puterea postului ajutat de rugăciune? În zadarul nu vorbesc de rău postul. În zadarul ți se roagă, dacă nu vor să postească. Uniți rugăciunea cu postul. Mergeți regulat la Sfânta Liturghie. Spovediți-vă curat. Mai ales acum în Sfântul și Marele Post. Împăcați-vă, ajutați-vă în greutățile vieții și creșteți-vă copiii în credință și frică de Dumnezeu, ca să nu fie robiți de diavolul prin păcatele tinereții. Doar vedeți câți părinți suferă pentru copiii lor, bolnavi, neascultori și răi. De ne vom ruga cu credință și cu post, vom dobândi cerurile noastre, vom putea rosti cu folosul rugăciunea omului de Evanghelia de astăzi. Crede, Doamne, ajută-ne credințe mele! Iubiți credincioși, în fiecare de azi, la 11 aprilie, Biserica Ortodoxă Română face comunia cea de peste an a Sfântului Ierarh Cenica, unul dintre cei mai renumiți Sfinți Ierarhi pe care i-a dat poporul nostru. Iată pe scurt viața și faptele lui minunate. Sfântul era Calindar Cenica. S-a născut în București la 7 octombrie 1787, în cartierul Sfânt.